cumpărat de Codruț Marta. Ca să rămânem în domeniul ceasurilor, ar fi de negăsit la 5 ani de la dispariția acestuia. Este unul dintre cele mai scumpe ceasuri din lume, care costă cât o garsonieră. În București, la fel, mai multe piese de mobilier cumpărate din Monaco nu mai pot fi găsite. Toate sunt menționate în documentele întocmite de reprezentanții casei de insolvență, care se ocupă de dosarul firmei sale. Despre Codruț Marta nu se mai știe nimic din 2012. Cu un an înainte să dispară însă, făcea achiziții importante pentru firma sa de publicitate din Arad. Cumpărăturile nu erau făcute în România, ci în cea mai scumpă destinație a momentului, Monaco. Este de notorietate deja că gruparea din care făceau parte Marta, Blejnar sau Ilan își petrecea majoritatea timpului în Monaco. În vacanțele de la Monaco, Marta îmbina plăcutul cu utilul. De acolo, fostul subaltern al lui Sorin Blejnar a cumpărat mobilier în valoare de 217.000 de lei, plasmă, sistem de închidere automatizat a ușilor în valoare de aproape 3.000 de euro și un ceas de lux în valoare de 32.000 de lei. Bunurile au fost cumpărate în anul 2011 din Monaco de camaradul lui Sorin Blejnar. Ei bine, ceasul, mobila, dar și celelalte lucruri de valoare au fost cumpărate din banii săi personali. Însă, odată ajuns în țară, Marta a semnat un contract cu propria firmă prin care se arăta că el a împrumutat acești bani propriei sale companii. Firma de publicitate deținută de fostul finanțist a intrat în insolvență. Compania media din Arad s-a îndreptat împotriva propriului acționar, Codruț Marta, care cumpărase în numele firmei mai multe bunuri de valoare. Prin decizia judecătorilor s-a stabilit că fostul subaltern al lui Sorin Blejnar să plătească 260.000 de lei drept prejudiciu față de propria afacere. Cum de Marta nu se mai știe nimic, lichidatorul judiciar a trecut la inventarierea bunurilor deținute de societatea comercială pentru a recupera datoria. Surpriza pentru evaluatori a fost aceea că cele mai valoroase obiecte aflate cel puțin teoretic în sediul din București al firmei lui Marta au dispărut.